Bună regăsire, bine ne revedem și ca de obicei cu, să zicem, o stare de mulțumire sufletească, pentru că, iată, în această zi specială avem alături de noi pe cel mai puternic om din România, ca să definesc așa, în ramura sportivă strongman, pentru cei care nu știu, cel mai puternic, invitatul nostru Mircea Pârjol. Bună ziua, bine ne revedem. Bună ziua, bună dimineața tuturor, pentru mine e dimineața acum, da. Da, am bucur să fiu în direct cu voi. E faza intermediară între dimineață și prânz, dar noi suntem în dimineața vieții constant, prin atitudine și prin lucru. Aici bine zici. Mircea, în primul rând, aș vrea să ne povestești parcursul carierei tale de-a lungul anilor, pentru că noi vrem ca tinerii, în special din zona noastră, să aibă ca și puncte de referință, ca și repere, latura sportivă și în special și această latură, dat fiind faptul că e una în care se muncește foarte mult, se lucrează cu greutăți foarte mari, dar sunt și satisfacțiile direct proporționale cu greutățile, ca să zic așa. Ok. Ce să vă spun? Am început să ridic greutăți încă de mic, de la vârsta de 12 ani. Pentru că atunci mi-a căzut în mână cartea profesorului meu, domnul Sechei Laszlo, regretatul Sechei Laszlo, care a fost un pionier al culturismului românesc, și atunci mi-a căzut în mână cartea lui numită Culturism, simplu, și am văzut pozele câtorva culturiști de la vremea respectivă și, bineînțeles, poza lui Arnold. În momentul în care am văzut poza lui Arnold, m-am îndrăgostit direct de acest sport și am zis așa vreau, așa o să mă fac și eu când o să fiu mare. De aici a început totul, cu o pereche de gantere de 3 kg. Am început să fac cu ele zeci de exerciții pe care le găseam acolo în carte și de multe ori mă antrenam noaptea, fiindcă mama nu mă lăsa. Erau ideile alea de pe vremea respectivă în care spunea: domne, nu mai ridica greutăți că rămâi mic. Prea mare n-am mai crescut eu de atunci, nici nu am genetic așa să cresc înalt, fiindcă tatăl meu a avut doar 1,69 m. Eu zic că la 1,76 m sunt destul de bine. Și atunci chestia asta am început-o când aveam 12 ani. Trebuie să vă spun că sunt născut în 1971, deci vremurile erau alte, eram pe vremea lui Ceaușescu, cum spunem toți, posibilitățile erau limitate, dar am început. După care, la vreun an de zile, mama, la rugămințile mele, m-a dus la o sală de culturism, printre puținele de atunci din România, la sala la Clubul Dinamo. Și de aici a început totul. Deci la 13 ani jumate am început antrenamentele la sală și cam asta a fost. De atunci vă dați seama că sunt vreo 35 de ani, dar da, iată că nu m-am lăsat. Multă lume mă apreciază că mă țin, alții mă tot roagă să mă las. Acum vedem. Important este că, așa cum spuneai și tu, în sufletele noastre încă e primăvară și încă trăim cu speranța de a face ceva bun și frumos și remarcabil pe lumea asta. Ce vreau să te întreb? În culturism, cât ai activat, competițional vorbind, care a fost palmaresul pentru cei care... Cel mai mare premiu a fost că am reușit să ies campion național de juniori în 1989. După care, ușor, ușor m-am îngrășat, având un metabolism lent, eu chiar foarte lent, mă îngraș repede și mi-a fost din ce în ce mai greu să concurez. Da, dar ăsta a fost apogeul în culturism. După care am mai concurat și după Revoluție câțiva ani, dar fără rezultate așa de importante. Mi-a plăcut foarte mult culturismul, dar tot mă trăgea ața spre exerciții de forță, îmi părea rău la un moment dat că n-am făcut și eu haltere și așa mai departe. Adică mi-a plăcut să ridic. Tocmai am un prieten foarte vechi, este vorba de arbitru de culturism și fost secretar general al Federației, care mă cunoaște de când eram copil. Faptul e că eram vecin
și spune, băi Mircio, ți-aduci tu aminte că orice greutate vedeai pe stradă când eram copii, la vreo construcție sau la vreo chestie, te apucai să o ridici? Zic, băi, mă bucur că ții tu minte, dar cam așa e, adică aveam treaba asta încă de mic copil, să ridic ceva greu, să nu mă las, să fiu eu mai tare decât altul. Da, și cum cam s-a produs tranziția de la culturism la strongman, pentru că strongman acum este o ramură mult mai, să zic, grea, dat fiind corect, este o ligă mai grea. În vremea noastră, ca să zic așa, nu era strongmanul, nu începuse în America de prin anii 80, dar nu se auzea încă la noi. După Revoluție, primele concursuri de strongman le-am văzut la televizor, cred că prin 96-97, în momentul în care ne-a băgat și nouă cablu. Așa. Și ce să am zis, gata, ăsta e sportul care îmi place cel mai tare. Nu existau competiții la noi, nu exista nici măcar acest sport, nu știa nimeni. După care încercam acasă să fac câteva exerciții de gen. Deși tot la sală mergeam toți, deschisesem și o propria sală și așa mai departe. Dar ușor-ușor mi-am făcut materiale aici în curte, cam de atunci a început pasiunea și să le tot fac, să le tot fabric eu cum am putut. Iar în anul 2000, unul organizator de la noi din România, care de fapt el se ocupa de muzică, a reușit să aducă pe cea mai renumită federație de strongman la vremea respectivă, IFSA, se aducă în România cei mai puternici oameni din lume. A fost un concurs organizat undeva la Arenele Romane din București. Și bineînțeles, auzind, m-am dus și eu spectator acolo, împreună cu fiul meu, care atunci avea 9 ani și începuse halterele deja. Și organizatorii au zis așa, la pauză, avem proba de buștean pentru oricine vrea din public să se înscrie, să încerce să înscrie acest buștean. Acum, au avut proba profesioniștii de la vremea respectivă, care venise la concurs, Magnus Samuelson, Sven Carlsen și așa mai departe, cei mai tari la vremea respectivă, campioni mondiali, și au ridicat rând pe rând până la greutatea de 160 de kg. Ei, cei mai buni din lume, la vremea respectivă. Și apoi a venit pauza și, după cum a fost anunțul, haideți din public câțiva români sportivi care vor să participe la acest concurs, mini-concurs. Bineînțeles, am fost printre primii la înscriere acolo, am coborât imediat, nu aveam echipament la mine, eram în blugi, și m-am dus acolo, 2-3 sportivi erau pregătiți cu centuri la ei, ăia știau dinainte de treaba asta, eu n-am știut. Era vorba de Alexandru Soporan, care era campion atunci de powerlifting al României, foarte bun, și încă un strongman de la vremea respectivă, primul strongman din România, Gabriel Ardelean, pe care noi nu-l cunoșteam aici la București, dar el fiind Ardelean, apucase să participe la niște concursuri prin Ungaria. Omul profesionist deja foarte bun. Și eu și încă câțiva culturiști de la vremea respectivă ne-am înscris acolo. Rând pe rând am ridicat bușteanul de la 90, 95, 100 și așa mai departe. În final am ajuns să ridic greutatea de 120 de kg, greutate pe care o ridicau ăștia din concurs la vremea aia, profesioniștii. Chiar am ridicat mai mult decât un tip din Insule Feroe, mi-aduc aminte, care rămăsese cu restul de 110. Și toată lumea m-a aplaudat atunci, a fost super, ce să vă spun. Și eu în blugi venit și fără echipament și așa. Ceilalți doi, Sandu Soporan a ridicat la vremea respectivă tot 120 cât bine, iar Gabriel Ardelean a ridicat 150, el fiind profesionist, după o ratare. Dar a ridicat, ce să spun, noi românii am făcut un show atunci mai tare decât profesioniștii, ca să zic așa, în sfertul ăla de oră, a fost super tare, toate tribunele au explodat în urale și aplauze. Asta a fost începutul meu în strongman. E, de atunci, din 2000, am început în mod serios să mă pregătesc pentru acest sport și
Tot așa singur mi-am procurat din ce în ce mai multe materiale de strongman și am, nefiind nimeni care să organizeze concursul la vremea respectivă, am fost singurul care am organizat antrenamente de așa ceva la mine în curte, lângă sala de culturism pe care o aveam la vremea respectivă. Cam așa a început dragostea cu strongman. Și lucru care mă ține de atunci, îmi place mai mult decât culturismul, în ce sens? Nu avem corpurile ca niște culturiști așa de bine sculptați, dar îmi place că nu mai e nevoie să țin un regim strict. Da. De asta. Aici da. O problemă, eu da, da. Eu am fost un mâncăcios de când mă știu, da, și când am auzit că e un sport la care poți să mănânci cât vrei, zic, gata, ăsta e pentru... Te-ai lipit, acolo a fost latura așa. Da, corect. Adevărul e că acum nu pot să mănânc atât cât ar trebui să mănânce un strongman, nici doctorii nu mi-o recomandă chiar atât, hey. Dar... Să zicem așa, ai făcut majoratul totuși, hai să fim... Da, de vreo 20 de ani mănânc cât vreau și ce vreau, asta e bine. Este super. La, pe plan internațional știu că ai participat la o serie de concursuri mai... Am participat, da, după aceea în cadrul Federației Strongman Champions League, am participat, dar n-am avut niște rezultate atât de bune internaționale, fiindcă nu mă ajută statura. Trebuie să vă spun că eu la 1,76 m, sunt cel mai pitic de acolo. Știm, am cel văzut. Cel mai pitic, deci cel mai mic dintre ei eram eu, după care venea fiul meu, care are 1,80 m. Dar pentru statura noastră și pentru kilogramele noastre puține, adică noi având undeva în jur de 130 de kilograme corporal, iar adversarii noștri undeva la 170-180, da, am văzut. Ne-am descurcat destul de bine. Structura genetică a celor din nord, într-adevăr, masivi, da. Și cu o forță nativă. Majoritatea tipilor au 2 metri de acolo, majoritatea au 2 metri. Deci, super. Oricum, da. Să lupți în acea ligă e din start o onoare și o chestie mult peste... Da, am avut cel mai bine și eu odată am prins un loc 10, iar fiul meu a prins locul 4. Și locul 3 a luat odată la un campionat din Federația Strongman Champions League, primul și singurul român care a prins odată o medalie de bronz la acest sport. Da, super, pentru că într-adevăr este greu de acces până acolo, este greu să ajungi la nivelul respectiv, nu mai spun să prinzi podium corect, este foarte dificil. E foarte greu, greutățile sunt inumane acolo, numai să le ridici înseamnă ceva extraordinar. Acum, trebuie să vă spun că între concurenții de la Champions League, care toți suntem acolo profesioniști, ca să spun așa, și cunoscători al acestui sport, diferențele nu sunt foarte mari. V-am spus, cel mai greu e măcar să le ridici. Diferențele le fac secundele. De exemplu, dacă există o probă de mers și celălalt te-a trecut cu 2 metri, ăla ți-a luat 2 secunde înainte și așa te bate. Nu că nu poți nici tu să le ridici. Da, e vorba de raport. Vorba de secunde. Da. E vorba de secunde, da. Raportul timp de asta. Da. În momentul actual, tu antrenezi foarte mult, am înțeles. Da. Da. Cum stai în latura de elevi, de cei care vin din urmă, așa ca să... Trebuie să vă spun că am bucuria să am acum 2 elevi care, după părerea mea, sunt cei mai buni din țară. Este vorba de Robert Marian și Laurențiu Mâncu. Ăștia doi băieți sunt tineri și foarte ascultători și destul de mari și uite niște copii care s-au născut deja cu aura asta a strongmanului, deja cunosc de câțiva ani sportul ăsta bun, au început așa și sunt foarte puternici la ora asta și nu știu dacă anul ăsta în vreo competiție vreunul din ceilalți sportivi din România va reuși să le treacă. Nu cred că va reuși nimeni. Dar sunt foarte buni. Vlăduț, Leahu, Vlad? Vlăduț Leahu, fostul meu elev, care și el a fost campionul României și așa mai departe, momentan a renunțat un pic la antrenamente de performanță, pentru că vrea să-și clădească familia mai bine și am înțeles. Să dea Dumnezeu un copil așa cum își dorește el acum și spune că se ocupă tare de chestia asta, soția lui e foarte fericită și cam asta e treaba cu Vlăduț deocamdată. Da, pe la un doi renunță la performanță, după care normal vrea să reia antrenamentele ca lumea.
Personal, chiar mi-au intrat zilele astea în amintiri, concursul care l-ai organizat, unul din concursurile, pentru că eu am participat la mai multe concursuri organizate la, de maestru și, într-adevăr, impecabil concursul, ca și număr de participanți, ca și probe. Eu am participat la împins, la piept maximal și repetări. Cel de la Arene, ultimul care a fost, chiar mi-a apărut astăzi la amintiri și atunci mi-am adus aminte ce înseamnă... De la Carrefour, da, de acum 2 ani. Da, familia sportivilor din zona asta, sporturilor de forță, cu haltera. Zic, oamenii acolo socializează, se leagă prietenii, chiar acolo l-am văzut și pe Mincu, dacă nu mă înșel, pe Laurențiu, sau îl urmăresc constant și asta e clar. Mincu, uite, hai să spun ceva. Deci Mâncu, aceeași confuzie face toată lumea și cu numele meu. Așa pare. Noi ne cheamă Mâncu și respectiv Pârjol, cu U din I, cum era odată. Da, știu. Și de-aia toată lumea confundă, iar la mine confuzia este între U și U din A, U din I, U din A și așa mai departe. Deci suntem trecuți cu U din I și da. Eu și Mâncu. Așa, am văzut. Ideea este că evoluția lui în îndreptări în ultima perioadă a fost fabuloasă, am urmărit. Extraordinar, am văzut. Extraordinar. În 2 ani de zile a câștigat la îndreptări 120 de kg. Da, și deci asta... ceva extraordinar. Datorită faptului... Nu vreau să mă laud, dar trebuie să vă spun. Datorită faptului că te-ai ținut, da. Pe care doar lui i-am dezvăluit-o, sincer vă spun, doar lui i-am dezvăluit-o, nimănui altcuiva, pentru că l-am văzut că vrea să mă asculte și este un tip, așa mai pe caracterul meu, îmi place foarte mult de el și ascultător, e tânăr și e, cum să vă spun, știți, atunci când ești pe aceeași lungime de undă cu cineva, l-am prins pe băiatul ăsta și i-am dezvăluit multe, mi-a plăcut de el că e un băiat cinstit și corect și... Ce să vă zic, am spus metoda asta și a fost singurul care a reușit să o și fac. Ce vreau să mai spun? Am observat că în paralel ai și fete foarte multe implicate în această mișcare. Da, în ultimii ani au început și fetele să să-și dorească să fie puternice și uite, mă bucur să am și fete la antrenament și chiar o să organizez concursul și pentru ele, bineînțeles, și ce să vă zic? Fetele, chiar dacă sunt ele firave, multe sunt mai ambițioase decât băieții. Mai ambițioase. Și asta îmi place. Asta îmi place. Da, păi aici e și meritul tău de, să zicem, latură pedagogică, pentru că ai încercat să atragi și genul ăsta de sportivi. Fetele, în general, într-adevăr, au un plus în latura de aplicație asupra sportului și sunt mult, mult mai rezistente din punct de vedere fizic și emoțional decât par. Noi spunem că sunt fragile, dar de multe ori mai învățăm de la ele câteva chestii. De multe ori, da, m-au uimit și pe mine fetele, de multe ori ce pot face... Doamne, doamne, dar totul e să știi să le trezești ambiția pentru așa ceva. Dar sunt mult mai căpoase decât băieții în sensul bun. Corect, sensul bun. Corect. Da, asta mi-a plăcut. Poate dacă o chem de 2 ori la antrenament, îți vine pe zi. Băieții mai puțin. Ca să facem un raport de paritate al dedicării. Da. Ia, ce vreau să te întreb? În latura asta a alimentației, pentru că sunt tineri care vor să dezvolte și această ramură sportivă, în afară de aspectul că nu ai restricții din punct de vedere alimentar, ne fiind vorba de categorii de greutate pe cântar, care este latura alimentară care dă plusul energetic? Că aici trebuie să subliniem un pic aspectul ăsta. În primul rând, ca și la culturism, trebuie să ai proteine mai multe decât un om obișnuit care se duce doar la birou și nu face un sport greu. Deci proteinele trebuie să fie undeva la 2 grame pe kilocorp, ca și la culturism, dar în cazul nostru carbohidrații trebuie să fie mai mulți. Deci trebuie să mâncăm întotdeauna carbohidrați împreună cu proteine și în loc de 3 mese cum mănâncă un om obișnuit, cam 5. Tu vorbind din experiență, dat fiind faptul că ai fost și campion de culturism, știi exact diferențele și calculele pentru a trece de la... Da, e vorba de carbohidrați mai mult. În rest, celelalte suplimente, vitamine, minerale, toate trebuie luate din plin pentru că trebuie să rezistăm la un efort atât de mare. De asta vă spun. Efortul este mai mare decât la culturism și atunci trebuie să le avem pe toate. Să nu
Hai să povestim că sunt mulți tineri care nu cunosc probele în detaliu. La fiecare probă în parte și ce dinamică de mișcare se practică. Ok. Deci, la... Da, da, păi hai să începem cu cel mai... Ascult. Cel mai vizualizat, așa, și cel mai frumos exercițiu din strongman este ridicarea buștearului. Acel buștean cu două mânere paralele înăuntru, de care să apuci cu mâinile, pe care trebuie să-l ridici, să-l pui la piept și de aici, de la piept, să-l ridici în sus, la fel ca la haltere, deasupra capului. E, ridicarea buștearului ăsta, practic, îți lucrează absolut tot corpul. Din momentul în care pleci de jos cu el și faci o îndreptare, să-l pui pe la nivelul talii, de acolo să ridici, la nivelul pieptului și de la piept în sus, practic lucrează tot corpul, umerii, brațele, spatele, tot, absolut tot. E, ca să ridici bușteanul ăsta, cel mai bine nu ai decât să limiți mișcarea asta cu două gantere. Mă refer la cei care nu au așa ceva, pentru că nu există materialul ăsta cam în nicio sală. Corect. Singurul care le-a făcut am fost eu și au mai avut celebrii frații Lighean de la Brașov, vreo doi bușteni care au ajuns pe acolo, pe la alți băieți și se antrenează cu ele. Fiind vorba de frații Lighean din Brașov, trebuie să spun că ei trăiesc în Anglia de vreo 5 ani și, din păcate, nu mai concurează aici. Acolo concurează la powerlifting, m-am întâlnit cu ei la un concurs și cu rezultate destul de bune, dar powerlifting-ul e un pic mai ușor și... Na, au luat proporții amândoi, fiindcă efortul e mai mic. Asta să vă spun despre ei. Deci asta ar fi unul, ridicarea bușteanului, cel mai cunoscut. Apoi, sunt îndreptările care sunt cele mai cunoscute, la fel ca și la powerlifting, la fel ca și în culturism, practic ei halterea de jos și ridici până la jumătatea corpului. E, astea sunt un exercițiu chiar de bază pentru orice strongman, pentru că dacă nu ești foarte bun la îndreptări, nu poți să ridici celelalte greutăți, tot ce trebuie ridicat de jos, absolut. Al treilea exercițiu ar fi, iarăși în ordinea celor mai populare, ridicarea bilei lui Atlas sau pietrele lui Atlas, acele sfere din ciment pe care le vedem la concursuri și la care toată lumea e curioasă să vadă cine reușește să... Este vorba de niște sfere, la noi încep de la 100 de kilograme, afară încep de la 130 și ajung undeva la 200. Wow. Să zic, la noi, la concursurile din țară, până acum, mai mult de 170 nu s-a ridicat în concursurile din România. În schimb, băiatul meu, când concura, a ridicat 185 la un concurs în America, la un campionat mondial. Toată treaba e să ridici bila aia de jos, să o pui undeva pe pulpe, pe picioare, din poziția semigenoflexiune. După ce o ții bine, o tragi la piept, trebuie ridicată și pusă pe o masă. O masă destul de înaltă. În concursurile internaționale, mesele încep de la 1,80 m înălțime și undeva scăzând până la 1,20 m. La noi încă nu am vrut să organizez concursuri cu așa mese înalte, pentru că am făcut odată un concurs cu masa la 1,70 m și le-a căzut bila în cap unor concurenți și am zis mai bine nu. Mai bine renunț și fac o masă un pic mai joasă. Corect. Na, nu avem experiența celor de afară și încă o dată nici înălțimea lor. Sunt câțiva băieți la noi în țară înalți, dar majoritatea tot așa suntem undeva la 1,75 m, pentru că nu suntem un neam prea înalt, ce să vă spun. Vorbim de genetic. Da, e vorba de genetic, da. 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 Asta ar fi a treia probă. Iarăși o probă foarte interesantă ar fi mersul fermierului, practic are două valize de greutate foarte mare. Aici trebuie să ai forța în priză foarte puternică să ții tare de mâneri și să mergi cu ele. De obicei, proba se dă undeva la 20-25 de metri să le duci. Ideea care este? În afară că trebuie să te țină antebrațele, trebuie să te țină foarte tare în mijlocul, să le iei de jos și picioarele să poți să mergi cu asemenea greutate. Greutate mare. Pentru că, da, aici ne descurcăm bine și noi românii, cărăm greutăți undeva la 130-140 pentru fiecare mână. Greutăți care sunt foarte apropiate de cele de afară, adică cam așa se dau și afară. Acolo s-a ajuns și la 160 de kilograme, dar încă la noi ar fi prematur să folosim așa greutăți mari, fiindcă s-a stricat show-ul, ar fi câțiva care nu le-ar căra deloc și se strică. Da, n-ar mai fi concurențial. Ce-am văzut, proba cu ridicatul mașinii? Da, ridicatul mașinii, practic,
se bagă un cadru de metal sub mașină, iar primele două roți ale mașinii, urcând pe acel cadru, vă dați seama, undeva cu cadru se ridică greutăți la 300 și ceva de kilograme, 350 poate, depinde cât de mult este apropiat acel mâner de mașină. Corect. Ideea e următoare. Practic se face o îndreptare, dar mânerele fiind paralele, te poți ajuta un pic mai mult de picioare și se permite să îți legi la mâini bretelele acelea, chingile, da. Pentru a avantaja priza. Da, și ce am mai văzut cu ocul, cu pe umeri. Da, super ioc, da, super, super cobiliță ar fi în românește. Cobiliță, da. Nu avem un cuvânt care să exprime altfel. Practic e o cobiliță mare din metal pe care se adaugă greutăți mari și la această probă se folosesc greutăți foarte mari, începând de la 300 de kg în sus. Adică dacă ai un concurs, trebuie să dai de la 300 de kg, se care băieții și băieții care. Deci nu e o problemă. Îmi pare rău că nu prea mai sunt acum băieți care să fie buni la proba asta, nici chiar ăștia doi ai mei, ăștia noi, dar trebuie să te învăț eu. O să vă fac o surpriză la vară. O să vedem pe viu. Vreau să ridic la această probă mai mult decât s-a ridicat vreodată în România și o să mă vedeți mergând cu ea. Și încă o ultimă probă care să o descrii în câteva cuvinte, ciocanul uitor sau ceva de genul ăsta. Ciocanul uitor practic se numește front hold în engleză, nu neapărat trebuie să ținem un ciocan, ideea e să ții o greutate în față, cu brațele întinse și să reziști cât mai mult în poziția asta. De multe ori trebuie să stai rezemat cu spatele pe un suport de metal sau chiar din simplu exercițiu din picioare, dar să ții cu brațele întinse la nivelul pieptului o greutate destul de mare. De multe ori se folosesc greutăți de la 20 de kilograme în sus. Da, dar nu este dinamica... E un exercițiu care solicită mai mult mintea și rezistența. Dinamica exercițiului în sine, vorba ta, solicită psihicul și latura de anduranță a brațului, pentru că mușchiul rămâne sub... Rezistența la durere, că da, după câteva tensiune. Secunde sau mai multe, încep să te doară umerii și încep să tremuri și așa mai departe, dar acolo, cine rezistă mai mult, iarăși bătălia se dă la câteva secunde între noi la proba asta. Da, păi uite, cu ocazia asta, explicând în detaliu fiecare probă, sperăm să-și facă o imagine cât mai realistă toți tinerii și eu îndemn să te urmărească și pe YouTube, că am înțeles că sunt materiale și suficiente. Pe YouTube, și pe Facebook, bineînțeles, și pe Facebook, acolo, ce fac zilnic. Corect, căutați Mircea Pârjol pe Facebook și pe YouTube să vedeți ce înseamnă dinamica sportului de forță și ce înseamnă latura asta a îndemânării de a controla obiecte greu de prizat, pentru că una e să ridici o halteră, alta este bușteanul, una e să ridici o ganteră și alta este bila aia care este greu de controlat, ca și dinamică, ca și suprafață de contact, ca și priză, tot ce vrei. Sunt lucruri destul de dificile. Uite, mi-ai dat o idee, voi face niște filmulețe lecție pentru fiecare probă în parte, ca să arăt tinerilor cam cum se execută și ce trebuie făcut la fiecare probă parte. Dat fiind faptul că emisiunea se apropie de final, în primul rând eu ca și prezentator, moderator și prieten în aceeași măsură îți mulțumesc din suflet că ai acceptat și ai explicat tinerilor din zona noastră și aș vrea să le transmiți un cuvânt de final. Le transmit atât, să se țină de antrenament orice ar fi. Mulțumim din suflet și ne auzim cu drag. Zi fain. Sănătate tuturor. Succes.